Ai, n-ai mingea, tragi la poartă, a spus marele George Eminescu. Bună seara, frumoșii mei bucureșteni! M-am dus să caut o poveste acolo unde merge elita, la Ateneu. Atenție! Ateneul nu este Atene Palas. La primul vorbește Florin Piersic, merită spus că domnul Victor, adică eu, a cântat pe scena Ateneului în 1990, când influencerii Gen Z erau încă organisme unicelulare. Le-am luat cu mine pe Stella și Luna, două fetițe într-una. Când am ajuns, ce parfumuri, ce compleuri! Un fel de Paris, așa? După ce ne-am făcut pozele pentru Vogue, pe care mi le tot cere insistent tanti Ana, am urcat treptele, explicându-le fetelor că stuco nu e marmură, dar și că mulți vede, puțin cunoaște. Și am intrat în sala mea iubită, plină ochi de cuconet. Fetele s-au speriat când au intrat pe scenă 100 de violoncele. Vioara aia mai mare, dar nu chiar cea mai mare. S-au dat premii de excelență și a durat 3 ore. Din fericire, chiar în fața mea se întâmpla ceva atât de frumos încât n-am murit și m-am bucurat să regăsesc publicul bucureștean așa cum îl știu. Fie că pe scenă e Taylor Swift sau Filarmonica din Viena, ei aplaudă la fel de tare. Din păcate nu era din Viena, ci din Sibiu. Fetele n-au mai rezistat, Stella a început să citească, Luna să se foiască și a trebuit să o salvez și pentru că tot n-am găsit niciun produs care să merite să-i spun povestea, am eu un anunț de făcut. Vând pianină bună, rusească, la care au cântat femei, chiar și marele George Eminescu, autorul celebrului citat...